Cercetătorii au realizat o listă a alimentelor indicate pentru a fi consumate pe vremea caniculară, acestea având efecte benefice asupra corpului atunci când temperaturile sunt ridicate. O ceașcă de ceai și sandvișurile cu castravete sunt principalele produse care pot avea un efect benefic asupra corpului atunci când temperaturile sunt ridicate. Deși foarte tentante, înghețata sau produsele ținute la frigider nu fac bine corpului, atrag atenția cercetătorii. Chiar și apa trebuie consumată la temperatura camerei. Poate cel mai bun aliment în zilele călduroase ale anului este castravetele, care poate fi servit sub formă de sandviș cu maioneză și sare, spun cercetătorii de la Societatea Chimică Americană. De asemenea, legumele și fructele bogate în apă sunt cheia unei bune alimentații pe timp de caniculă, pepenele fiind un alt produs bun de consumat atunci când temperaturile sunt extrem de ridicate. Mâncărurile bogate în cereale sunt de asemenea bune vara, deoarece oferă corpului un aport foarte bun de calciu și magneziu. Tocmai de aceea, pâinea cu cereale este indicată pentru perioadele călduroase, la fel ca și berea, însă consumată cu moderație și la o temperatură adecvată. Deși tentația este mare, produsele alimentare reci, în general înghețata sau băuturile cu gheață, trebuie evitate. Motivul pentru care aceste alimente nu trebuie consumate pe timp de vară este legat de reacția pe care corpul o are la produsele reci. Mai exact, în contact cu diverse organe, aceste alimente pot genera o stare de șoc, astfel încât corpul nu se va mai putea răci. Băuturile calde sunt indicate pentru a fi consumate vara, chiar dacă momentan există o serie de dezbateri cu privire la efectele cofeinei regăsite în cafea sau ceai. Mâncărurile picante sunt și ele bune atunci când temperaturile sunt ridicate, deoarece ajută la transpirația corpului, de fapt metoda prin care acesta își menține un nivel optim din punct de vedere al căldurii. Alte mâncăruri ce trebuie evitate vara sunt cele bogate în proteine și grăsimi, deoarece corpul va avea mai mult de lucru pentru a le digera. Acest lucru înseamnă că produsele alimentare dulci, dar și cele bogate în carne, trebuie evitate.